Bine ați venit la o nouă emisiune Catch and Release. Episodul de față e o analiză a unei monturi simple și eficiente, care e cunoscută sub mai multe nume. Cel care a inventat montura a botezat-o FlexiRig, montura flexibilă. Alți pescari care au popularizat-o folosesc numele de German Rig, montură germană, plecând de la faptul că provine de la un pescar german. Alții spun Wafter Rig, un nume care indică faptul că lucrează bine cu boilisuri critic echilibrate. Toate aceste nume se referă la aceeași montură. E una dintre cele mai interesante monturi apărute în ultimii ani. German Rig e o montură ușor de legat și care implică un număr mic de accesorii. Legi cârligul cu un nod fără nod. Montezi pe cârlig un anou cu șurub sau un microvârtej. Blochezi vârtejul cu un opritor. Asta e toată montura. Pe forfac se poate adăuga și o alică de plumb sau de tungsten, dar alica e opțională. Montura pare foarte simplă, însă fiecare element al monturii are un rol bine definit și trebuie înțeles corect. Materialul pe care îl folosesc de obicei e un fir combi rigid, care trebuie prelucrat la abur. Prelucrarea la abur face ca firul, care e sârmos când îl scoți de pe rolă, să se întindă și să rămână drept. Nodurile se strâng și ele mai bine la abur. Am testat montura și cu fire combi suple și funcționează. La pescuitul lansat, firele rigide oferă un avantaj evident, dar la pescuitul plantat, montura se poate lega foarte bine și cu fire combi relativ moi. Faptul că montura e compatibilă cu mai multe categorii de fire ne permite să alegem firul în funcție de substrat.
Pe un substrat curat și tare, firele rigide sunt foarte bune. Pe un substrat mai puțin curat sau mulos, firele suple pot să ofere o prezentare mai bună. Am testat montura cu mai multe tipuri de cârlige și prefer cârligele cu tijă medie sau lungă. Aici intră cârligele de tip medium curved shank, cu tijă curbată medie, și cele de tip long shank, cu tijă lungă și dreaptă. La monturile cu o distanță mică între cârlig și momeală, cum e de exemplu montura Wavy Pool, prefer să folosesc cârlige mari cu momele relativ mici. Același principiu se aplică și în cazul acestei monturi. Folosesc cârlige de mărimea 6 pentru boilisuri mici și cârlige de mărimea 4 sau 5 pentru boilisuri ceva mai mari. Nu există însă o regulă. Fiecare își poate face propriile teste ca să vadă ce îi se potrivește. Lungimea optimă a forfacului pentru felul în care pescuiesc e în jur de 14-15 cm, indiferent de materialul de forfac folosit. Se pot pune și forfacuri mai scurte, de 10-12 cm, după cum se pot pune și mai lungi, în funcție de situație. Am făcut teste cu diverse lungimi de forfac și am observat că, în general, mai ales dacă nădesc grupat, prind mai bine cu forfacuri scurte. Montura e foarte eficientă și poate fi folosită aproape oriunde. În general, scapă rar pește dacă e legată corect, iar cârligul e ascuțit și solid. Având o distanță mică între cârlig și momeală, e o montură care nu poate face selecții. E mai greu să lucrezi cu momeli mari și nici nu poți mări distanța dintre cârlig și momeală. German Rig e o montură bună pentru un pescuit de viteză sau pentru pescuitul pe lacuri grele, unde orice trăsătură e importantă și orice captură are valoare. Pentru selecție la nivelul monturii, sunt indicate monturile la care poți să lași o distanță mare între cârlig și momeală, cum e de exemplu montura Blowback. German Rig e una dintre cele mai sigure și mai eficiente monturi cu care am lucrat. E o montură care are multe de oferit și merită încercată.